Vă rog. Sper că domnul Liviu Dragnea nu va candida la președinția României, pentru că ar fi culmea culmilor să avem și la președinție un candidat condamnat penal pentru fraudă la referendum, condamnat nu penal definitiv. Nu este pentru fraudă. Este pentru o chestiune legată de procesul electoral, așa cum a spus în alta curte. Chiar procurorii au schimbat încadrarea din fraudă în altceva. Chiar i-au cerut. În termeni juridici, evident. În termeni juridici, o mare diferență între fraudă la referendum, în sensul că pleci cu voturile și altceva. Vorbim despre o fraudă legată de procesul de votare. Nu vorbim despre fraudă. În fine, dânsul este oricum condamnat penal definitiv, da? Deci dânsul este oficial un infractor. Lasă că are un al doilea dosar în care în prima instanță a fost tot așa condamnat penal. În plus, domnul Liviu Dragnea este la jumătate din scorul electoral al PSD-ului, chiar în sondaj, așa că se pune problema, din punctul nostru de vedere, al democrației interne în PSD. Dar sigur, asta e problema dânșilor. Referitor la alegațiile referitoare la propagandă, știți, e foarte interesant că domnul Liviu Pleșanu ignoră populația României. Nu noi am dat titlul de ciumă roșie mișcării PSD-iste, ci strada a dat această mișcare. Oamenii, de bunăvoie, singuri, nedeterminați de nimeni. E foarte greu atunci când ești la PSD să-ți închipui că oamenii mai acționează și singuri. Citatele sigur că da, în termeni propagandistici, PSD folosește alte instrumente. Și în timp ce noi spunem, ne e frică că vor da foc la țară, realmente, pentru că asta au făcut și până acum. Știți, vorbim despre morți, știți câți morți au murit în spitalele din România, datorită lipsurilor de acolo, începând cu infecțiile nozocomiale, de la șpăgile pe care unii medici le pretind și alții miniștri politici închid ochii, de la lipsurile în care se dovedește... La șpăgi trebuie să nu închid ochii procurorii, nu miniștrii. Corect, dar și miniștrii trebuia să facă ceva în ultimii 30 de ani, fiind foarte cunoscut acest fenomen infracțional. Să stea cu ochii pe șpaga de la spital, pe asta trebuie să facă organele. Da. Mai apoi, știm foarte bine ce se întâmplă cu medicamentele, cu dezinfectanții din spitale. Ce s-a întreprins pe plan politic de tot acest timp, în toți acești 30 de ani, în care oameni au murit? Am avut un copil recent care a murit înnecat într-o fosă septică în mediul rural din România. Este inadmisibil ca în prag de alegeri europarlamentare, în anul 2019, să se întâmple așa ceva și autoritățile să ridice din umeri. Asta înseamnă cu adevărat să provoci morți în România din cauze politice. Acolo. Nu ridică autoritățile din umeri. Sigur că, da, ce au făcut autoritățile și înainte și și după ca așa ceva să nu fie posibil, dincolo de cercetarea penală din acest caz specific. Uite, mai degrabă de exemplu... nimic. S-a construit, dacă îmi permiteți, în comuna Voivodeasa, județul Suceava, pe PNDL, o toaletă într-o școală cu 200.000 de euro. Asta este bătaie de joc la adresa banilor publici.